Capitolul 11. Căpeteniile poporului s-au așezat la Ierusalim. Cealaltă parte a poporului a tras la sorți, pentru ca unul din 10 să vină să locuiască la Ierusalim în cetatea sfântă, iar ceilalți să locuiască în cetăți. Poporul a binecuvântat pe toți cei ce au primit de bună voie să locuiască la Ierusalim. Iată căpeteniile ținutului care s-au așezat la Ierusalim. În cetățile lui Iuda, fiecare s-a așezat în moșia lui, în cetatea lui Israel, preoții și leviții, slujitorii templului și fiii robilor lui Solomon. La Ierusalim s-au așezat unii din fiii lui Iuda și din fiii lui Beniamin. Din fiii lui Iuda, Ataia, fiul lui Ozia, fiul lui Zaharia, fiul lui Amaria, fiul lui Șefatia, fiul lui Mahalaleel, din fiii lui Pereț. Și Maaseia, fiul lui Baruc, fiul lui Colhoze, fiul lui Hazaia, fiul lui Adaia, fiul lui Ioiarib, fiul lui Zaharia, fiul lui Shiloni. Toți fiii lui Pereț care s-au așezat la Ierusalim au fost 468 de oameni viteji. Iată fiii lui Beniamin, Salu, fiul lui Meșulam, fiul lui Ioied, fiul lui Pedaia, fiul lui Colaia, fiul lui Maaseia, fiul lui Itiel, fiul lui Isaia, și după el Gabai și Salai, 928. Ioiel, fiul lui Zicri, era căpetenia lor, și Iuda, fiul lui Senua, era a doua căpetenie a cetății. Din preoți, Iedaia, fiul lui Ioiarib, Iachin, Seraia, fiul lui Hilchia, fiul lui Meșulam, fiul lui Tzadok, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, domnul casei lui Dumnezeu. Și frații lor care făceau slujba casei, 822. Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pelalia, fiul lui Amți, fiul lui Zaharia, fiul lui Pashur, fiul lui Malchia, și frații săi, capii caselor părintești, 242. Și Amașai, fiul lui Azareel, fiul lui Ahzai, fiul lui Meșilemot, fiul lui Imer și frații lor, oameni viteji, 128. Zabdiel, fiul lui Gedolim, era căpetenia lor. Din leviți, Shemaia, fiul lui Hashub, fiul lui Azricam, fiul lui Hashabia, fiul lui Buni. Shabetai și Iozabad, însărcinați cu treburile de afară ale casei lui Dumnezeu și făcând parte din căpeteniile leviților. Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zabdi, fiul lui Asaf, căpetenia care cânta lauda la rugăciune, și Bacbochia, al doilea din frații săi, și Avda, fiul lui Shamua, fiul lui Galal, fiul lui Edutun. Toți leviții din cetatea sfântă erau 284. Și ușierii, Acub, Talmon și frații lor, păzitorii porților, 172. Cealaltă parte din Israel, din preoți și din leviți, s-au așezat în toate cetățile lui Iuda, fiecare în moșia lui. Slujitorii templului s-au așezat pe deal și aveau de căpetenii pe Țiha și Ghișpa. Căpetenia leviților la Ierusalim era Uzi, fiul lui Bani, fiul lui Hashabia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, dintre fiii lui Asaf, cântăreți însărcinați cu slujba casei lui Dumnezeu. Căci era o poruncă a împăratului cu privire la cântăreți și le se dădea o parte hotărâtă pe fiecare zi. Petahia, fiul lui Meșezabeel, din fiul lui Zerah, fiul lui Iuda, era dregătorul împăratului pentru toate treburile poporului. Cât despre sate și câmpiile lor, unii din fiii lui Iuda s-au așezat la Chiriat Arba și în locurile care țin de el, la Dibon și în locurile care țin de el, Iecabțeel și în satele care țin de el, la Ieșua, la Molada, la Bet Palet, la Hațar Shual, la Beersheba și în locurile care țin de ea, la Țiclag, la Mecona și în locurile care țin de ea, la En Rimon, la Țorea, la Iarmut, la Zanoah, la Adulam și în satele care țin de el, la Lachis și în ținutul lui, la Azeca și în locurile care țin de el. S-au așezat astfel de la Beersheba până la valea lui Hinom. Fiii lui Beniamin s-au așezat de la Geba la Micmaș, la Aia, la Betel și în locurile care țin de el, la Anatot, la Nob, la Hanania, la Hațor, la Rama, la Gitaim, la Hadid, la Țeboim, la Nebalat, la Lod și la Ono, valea lucrătorilor. Au fost unii leviți care s-au unit cu Beniamin, măcar că făceau parte din cetele lui Iuda.